Bun găsit, dragilor! Vă salut și astăzi la un nou podcast Bucură-te de viață și iubește. Aici Oana Eliza Clopoțel și astăzi am alături de mine un alt sufletel drag cu care m-am conectat. Îmi vine să zic destul de recent, doar că în planul ăsta fizic destul de recent, însă ești cam știm probabil de mult timp. Și uite că s-a așezat și s-a creat contextul, dincolo de faptul că am să dau un picuț din casă, legat de mine. S-a creat și se creează contexte în așa fel încât să pot să-i ajut și să-i susțin și în același timp să-mi iau și eu ceea ce am de luat de la invitații care vin către mine și pe care eu îi invit și pe care eu îi descoper în și prin matricele pe care... pe care eu le fac și le discut și aduc în prim plan. Așa este și Luminița Vasilescu, cea pe care v-am adus-o astăzi în față. Zic, hai că tu ai ceva de spus lumii. Așadar, dragă Luminița, bine ai revenit, îmi vine să-ți spun. Sau bine ai venit și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a fi astăzi aici. Deși știu că nu ți este atât de ușor, fiind prima dată, într-un astfel de cadru context. Mulțumesc mult de tot pentru invitație. Mă bucur tare mult că sunt aici. E evident că am emoții, dar din experiență știu că atunci când spui că ai emoții, deja odată date afară, lucrurile încep să se așeze. Și da, mă bucur tare mult că viața ne-a adus împreună. Cumva cred că întotdeauna lucrurile se întâmplă așa cum noi avem nevoie, chiar dacă nu știm de multe ori. Așa că îți mulțumesc încă o dată pentru invitație și să se așeze ce e potrivit atât pentru noi cât și pentru ceilalți. Da, așa este, mi s-a făcut pielea de găină, sincer. Dragilor, vă invit să vă luați notițe, vă invit să vă pregătiți sufletul, trupul și inima și să ne lăsăm ghidați împreună de ceea ce are să curgă prin mine, prin Luminița, pentru că astăzi avem pregătit așa anumite informații, nu știm nici noi exact care, ce și cum o să le dăm, pentru că sunt o multitudine, însă vine să zic, mi-a promis, deși nu prea folosesc eu acest cuvânt de a promite, Luminița mi-a zis că o să mai facem, o să mai înregistrăm podcast-ul, pentru că au fost o multitudine de idei care au curs și am zis, cred că o să facem mai multe, pentru că nu o să ne ajungă un singur podcast în jur de aproximativ o oră, să stăm aici împreună, să împărtășim tot ceea ce e de împărtășit. Iar astăzi, și nu doar astăzi, alături de Luminița Vasilescu, terapeut holistic pentru copii, vine să ne împărtășească despre copii, despre părinți, despre relația dintre părinți și copii, care este o temă foarte, foarte mare și vastă, că noi când am început să discutăm și să punctăm și din experiența ei în lucru la cabinet cu copiii, cu adolescenții, indirect și cu părinții, că automat se creează și acest context, aș vrea înainte să ajungem să ne spui cum ai ajuns tu să lucrezi cu copiii, cu adolescenții, să ne spui așa două vorbe despre tine, cine ești, de unde a plecat procesul acesta a tău, pentru că noi am discutat acum înainte de a da drumul la podcast, inclusiv procesul ăsta de a susține acest podcast, deci suntem în procese și procese, nu procese juridice, ci procese interioare, vin eu să punctez. Da? Așadar, spune-ne cine ești și cum ai ajuns să fii cine ești. Întotdeauna mi-e greu să răspund la întrebarea asta pentru că mi se pare că cine ești este de fapt rezultatul călătoriei tale de când te-ai născut până în prezent. Dar o să mă leg, evident, mi-ai ridicat la fileu de un cuvânt pe care l-ai spus și poate nu știu dacă am vorbit vreodată despre asta, dar ai zis nu procese juridice. Eu la bază sunt jurist.
Cumva dorința mea de a lua-o spre zona juridică a pornit din dorința de a face dreptate când eram încă în generală. Deci eu când am dat la liceu știam ce vreau să fac. Și cum a pornit sau de unde am pornit cu ideea asta, dorința mea pe de-o parte și apoi darurile pe care le vedeau ceilalți în mine, și anume darul de a vorbi și de a convinge, și au zis, ok, tu trebuie să te faci avocat, că tu ai capacitatea asta de a convinge. Și cu mintea de atunci și cu îndrumarea primită, am zis, ok, asta este. E, ăla a fost începutul. Dar cum am ajuns eu, de fapt, să trec de la juridic la ce fac acum? E, ca în viața oricui prui părinte, când apare copilul, ceva se schimbă. Și da, trigger-ul a fost David, băiatul meu care are acum 14 ani. Cam atunci a și început călătoria mea și a mers în tandem până când el a făcut vreo 5 ani și apoi am schimbat macazul. Era ceva înăuntru meu care mă trăgea dincolo de ce îmi planificasem, de ce, o grămadă de întrebări, o grămadă de frământări. Și de fapt, i-a fost drumul meu ca mamă și căutările mele de mamă, care ușor, ușor s-au ramificat și s-au dus spre zona de formare. Asta așa pe foarte scurt. Și apoi, dacă vrei și pe mai pe larg, putem să continuăm. Dar ăsta este așa trigger-ul, să spun. Uite, foarte fain ai adăugat acest lucru apropo de procesul tău legat de tine în paralel cu copiii și să știi că am auzit pe foarte multe mămici în special și pe tătici am auzit, dar mai mult pe mămici fiind ele mai direct implicate dând naștere la copii. Nu-i ca și cum părinții, bărbații sau tații nu au dat și ei naștere, că au contribuit și ei la acest proces, dar copilul a venit prin mama, fizic vorbind, da? Și atunci, de obicei, mama e cea care stă un an, doi sau cât stă acasă să crească și automat se schimbă anumite lucruri din această perspectivă, atât la nivel biologic, fizic, chimic, energetic, în creierașul mamei, în subconștient, în energetic, din toate perspectivele, da? Și să știi că am auzit pe multe mămici și cel puțin eu am interacționat cu multe mămici în ultima perioadă care au avut astfel de procese și atunci când au venit în viața lor un alt sufletel, s-a schimbat macazul. Într-un fel sau altul, fie au continuat pe ramura pe care au mers și au mers mai în profunzime, fie au schimbat cu totul macazul. Însă, în cazul tău, uite cum ai spus și tu, apropo de procese juridice și apropo de procese interioare, da? Nevoia de a face dreptate la nivel fizic s-a dus acum la nivel interior. Și atunci tu, ca și terapeut holistic, care abordezi din mai multe perspective, pentru că da, vezi și latura asta fizică și vezi și latura asta mentală, emoțională, energetică, la nivel de suflet, lucrurile s-au schimbat. Gata? Am vorbit prea mult. Cum vezi tu din perspectiva asta? Mămicile cu copiii? Da, păi Mămicile? Este un proces, și ăsta e un proces foarte amplu și aș putea să mă duc în mai multe direcții și tu știi de ce mă duc în mai multe direcții. Copor cu matricea ta. Da, și îți mulțumesc pentru asta, că în sfârșit am înțeles de ce nu mai caut o singură cale, înțeleg că asta e în mine și atunci onorez toate aceste căi. Eu numesc mămicia sau a fi părinte cel mai intens curs de dezvoltare personală, Ce fain. pe care, da, dacă ți-l asumi, te poate duce departe și frumos și pe tine și pe copil. Acum, în ceea ce le privește pe mame, că na, mereu le spun, eu să fii tată nu te pot învăța, că eu sunt mamă, sau să fii femeie, nu pot să te învăț să fii bărbat, nu pot pentru că eu sunt femeie. Din perspectiva asta, așa cum am trăit-o eu și sunt foarte multe mămici care trăiesc procesul ăsta și asta a fost o conștientizare după 12 ani de lucru cu mine, că procesul prin care am trecut interior, în momentul în care am devenit mamă, a fost un proces pe care mie mi-a plăcut să-l numesc așa plastic și o să-l tot spun, de la copil, la mamă, la femeie.
Adică, deși aveam aproape 30 de ani când l-am născut pe David, nu eram încă adult. Și de acolo spun că este cel mai intens proces de dezvoltare personală și inclusiv de creștere. Pentru că, deși suntem în corpuri de adulți, înăuntru rămânem aceiași copii rătăciți, care n-au primit, care n-au... Și o spun cu responsabilitate, pe de-o parte, dar și cu blândețe și fără judecată. Nu este despre ce n-am primit, că părinții nu și-au fost nu știu cum. Nu, este de ce n-am primit, pentru că venim aici cu toții ca niște copii al lui Dumnezeu, care venim să învățăm viața. Și evident, o luăm și noi de unde au adus-o strămoșii noștri. Și de aici încolo mai avem de adăugat. E pur și simplu o continuare a unui proces cu darurile pe care le-am primit, nu de a da vina. Iar aici e o altă poveste, dacă vrei, dar mă întorc aici de la copil la mamă la femeie și practic ce mi s-a întâmplat este că în procesul de a fi mamă, David mi-a apăsat toate butoanele posibile și imposibile și cumva tot ce știam eu până la momentul ăla îmi dădea cu virgulă. Și evident că am căutat și ce a fost și mai greu este că în prima fază am căutat mental, tehnici, cum se face bine. Mama era tot timpul în fundal așa care o voce și îmi spunea, instinctul de mamă ăla te ajută. Și eu zice, ce era domnul instinct de mamă? Nu există, că eu am înăuntru 100 de întrebări, întreb 100 de oameni și fiecare îmi spune altceva. Ce să alegi de aici? De ce? Corect. Pentru că da, intervine și teama aia că greșești, că nu mai este doar despre tine, este vorba de ființa aia care e atât de plăpândă și dacă tu greșești, de tine depinde apoi viitorul copilului. Și aici, da, mulți ani mi-a luat să înțeleg că eram copil. Ce am înțeles mai târziu este că n-aveam de căutat mental, tehnici, proceduri, procedee, cum se spune, cum se face, ci avea foarte mare legătură cu trăirea mea interioară, cu emoția pe care o aveam. Și pe alea le-a stârnit David cel mai tare. Adică, deși știam aici cum se face, e, înăuntru meu era un vulcan. E și îți dai seama că nu e ușor să stingi un vulcan într-un an, doi. Mie mi-a luat vreo 14 să-l domolesc. E încă acolo, dar ce mi-aduce este focul, la pasiunea aia, clocotul ăla, rămâne, dar știi cum e, ca un vulcan din ăla care doar fumegă și scoate câte puțin ce are nevoie, nu mai dă pe afară și nenorocește în jur. Și nu știu dacă te-am răspuns la întrebare, cam așa o să fie, cred că, discuția noastră, pornind de la ceva și o să se plimbe așa precum lava pe vulcan. Și important este să fie așa, ca o curgere. Așa că sunt deschisă spre următoarea Să provocare, întrebare. știi că mi-a atras foarte mult atenția apropo de ceea ce ai spus tu, de la copil la mamă, la femeie. Pentru că, dacă e să o luăm așa, din punct de vedere psihologic, biologic și așa mai departe, ordinea ar fi un pic invers. Da. De la copil, da, copil în cazul nostru ca femei, da, de la fetiță, la adolescentă, la femeie, femeie adultă și apoi la mamă. Însă, la mine a dat, exact cum ai spus tu, a dat un pic o virgulă. De la copil, la mamă, la femeie. Și procesul a fost un picuț diferit. Ceea ce simt eu să punctez aici, poate dacă vrei tu să detaliezi mai mult din această perspectivă, este că ne trezim sau na, unele mămici se trezesc în rolul de mamă, însă ele nu știu a fi femei. Se trezesc unele femei în rolul de mamă și nu știu a fi mame. Și nu știu când să jongleze cu toate rolurile astea, că să te pui în poziție de copil sau ești inconștient în poziție de copil, fie de mamă, fie ești împinsă să fii într-un rol de mamă, fii într-un rol de femeie. Noi unde mai suntem? Adică mai suntem, mai nu mai suntem, mai ne ia așa subconștientul pe dinainte și ce e acolo? Cum vezi tu din perspectiva asta?
Cum văd eu, clar așa am simțit eu, că am trecut de la copil la mamă și apoi la femeie. Așa a Deci, fost procesul procesul tău. meu. Nu înseamnă că era la fel pentru toată lumea. Însă unde eram eu, e minunat să descoperi. Asta era, de fapt, eram pierdută. Și eram pierdută undeva în copilărie și habar n-aveam asta. De ce? Am descoperit foarte târziu. Întâi am început să lucrez cu mine, pe căile bătute și apoi pe unele mai puțin bătute. Și mental mi-am explicat mult mai târziu, când am făcut și cursurile de pedagogie sistemică, cele care au la bază principiile constelațiilor familiale, principiile iubirii din sistemele familiale. Și abia atunci am înțeles eu că atunci când în familia de origine nu ești pe locul tău, și ești tras fie ierarhic, știi că noi suntem așa așezați, copiii, părinții, bunicii, suntem ca pe niște scări. În momentul în care, dintr-o dragoste imensă și inconștient, ești tras de câmp pe același rang cu părinții tăi sau chiar în spatele părinților tăi, tu nu ai ocazia să trăiești copilăria și, practic, devii un adult mic cu ghilimelele de rigoare și tu n-ajungi să crești pentru că tu ai încercat din iubire și inconștient să manifesti adultul când tu erai mult prea mic. Cum? Când ești pe linia părinților, fie te-ai simți nevoit să iei apărarea unuia, să efectiv să faci mediere între ei, când erai necopt, fie dacă ei înșiși au fost în roluri de copii, din perspectiva pe care tocmai am amintit-o, tu te-ai pus în rolul de părinte. Ori tu, din poziția de copil, n-ai cum să faci asta. E clar că o faci din iubire și clar că nu o să iasă bine. Și atunci tu crești cu mentalitatea aceea, cu toate greutățile alea pe umeri, crezând că așa este. Și când te trezești tu adult, nu ai încă nici viziunea, nici dezvoltarea, nici capacitatea de cuprindere. Pentru că ce ai făcut tu, copil fiind, te-ai limitat. Te-ai băgat într-o cutiuță și din cutiuța aia după aceea ai plecat să explorezi viața. Iar la mine, cum a fost în momentul în care David a venit, nu m-am gândit nicio secundă că sunt nepregătită. Ce am simțit foarte puternic era o greutate interioară. Mi se părea așa că a căzut pe mine toată greutatea lumii și că nu fac decât să-l stric. Și ăsta era cumva gândul permanent, că dacă eu continui așa, deci ăsta era cuvântul, îl nenorocesc. Deși din exterior poate că nu părea așa, pentru că îmi dădeam tot interesul și citeam și eram nedezlipit acolo, lângă el. Mai târziu am înțeles că eu am încercat să dau copilului ce aveam eu nevoie să-mi dau mie, că mă întrebai unde eram eu. Pierdută undeva și, practic, când nu suntem conștiente de proces, ceea ce ne-a lipsit, încercăm să oferim copiilor noștri, dar cum o facem? O facem dintr-un gol. Și, de fapt, ceea ce dăm nu este ceea ce ne imaginăm, ci dăm un gol și dăm o presiune și dăm un atașament și dăm o dependență și dăm o, cumva, nu iubirea aia care ne-o dorim să o dăm. Și atât de tare, uite, este un alt concept care pe mine mă provoacă, ce e iubirea, de fapt. E pentru copii și pentru parteneri și pentru prieteni și așa mai departe. Eu foarte, foarte mulți ani am crezut că eu nu știu să iubesc și acum sunt în proces de creștere și cu asta. Și apropo de procese, ce simt mereu să aduc când povestesc despre asta nu e ca și când procesul s-a încheiat și, mamă, uite, am aflat asta, am înțeles asta și gata, m-am oprit aici. Nu! Nu, este un proces care continuă toată viața. Și dacă atunci când David era bebeluș m-a provocat cu niște lucruri și în primii 7 ani m-a provocat cu altele și în următorii 7, așa mă va provoca de-a lungul vieții lui, pentru că mama am să fiu până la sfârșitul vieții mele și a lui și dincolo, pentru că rămân la un moment dat, o să devin străbunul lui în arborele lui genealogic în spate, când el va avea copii, dacă va alege să facă asta, că nu e întotdeauna obligatoriu. Și da, eram pierdută și de ani de zile mă regăsesc. Și abia acum, târziu, în sfârșit găsesc femeia. Și nici aici încă nu este finalizat și nu e ușor, dar începe cumva să fie din ce în ce mai cu puțin zbuciu. Pentru că știu pe calea asta, am aflat în timp, odată că mi-am ales, doi că am susținere,
că Dumnezeu te duce pe acolo, dar nu te lasă cu fundul în baltă și fără instrumente, ba îți dă o grămadă de instrumente în desagă, pe care mic fiind, nici de alea nu știi și pe alea le descoperi. Și aș putea povesti mult de călătoria asta, că mă întrebai cine e luminița. Asta care tot călătorește și dacă tu ești o călătoare în fizic, în concret, eu aș zice că sunt o călătoare, dar mai mult în interior. Ei, sunt pe toate planurile și eu din perspectiva asta. Când sunt pe fizic, dar sunt și pe energetic și atunci e și chestia asta de conexiune pe care noi am creat-o împreună, apropo de această călătorie, atât în interior cât și în exterior din perspectiva asta. Și știi ce mi-a atras atenția apropo din ceea ce tu ai punctat și din ceea ce tu ai spus acum, apropo de... Și am mai auzit expresia asta și simt să o aduc așa în prim plan celor care ne ascultă și ne urmăresc. Și uite, chiar îi invit pe cei care ne urmăresc să ne împărtășească, să ne spună dacă e valabil sau a fost valabil și în cazul lor. Ai spus, ai punctat la un moment dat ca și cum te-ai simțit că ești o mamă, dar din rol de copil care are un alt grijă, care ar fi necesar sau indicat să aibă grijă de un alt copil, da? Atunci când l-ai născut pe David. Cum e asta? Cum te-ai simțit în acele momente în care tu, de fapt, erai mamă, dar nu erai mamă, erai copil și te-ai dat seama că, de fapt, nu mai ești copil, ești într-un corp de adult, într-un corp de femeie, stai că sunt mai multe roluri, dar în același timp eu îmi trăiesc și copilăria mea și, apropo de întrebarea, eu pe unde mai sunt? Da, așa cum am spus și mai devreme, conștientizarea a venit mult mai târziu și ce am să fac este că o să mă duc un pic în trecut acolo, când eram copilul care avea grijă de copil, când nu eram conștientă de asta. Cum se simte? Se simte ca o presiune mult prea mare, ca și când este ceva ce tu nu poți să duci, ca și când nu ai instrumentele necesare. O responsabilitate exagerat de mare, care după aceea, atunci când nu faci bine, se transformă într-o vinovăție exagerat de mare. Da, ca o greutate, ca o greutate foarte mare. Imaginează-ți că e o fetiță de, nu știu, 5-7 ani și lasă cineva, mama poate, în grijă, sora mai mică și pleacă. Dar nu pleacă pentru 5 minute, 10, ci o lasă la 5 ani să aibă grijă de un nou născut. E starea interioară cam aia e. Vine panica. E efectiv, ce să fac eu cu ăsta? De unde să-l apuc? Pentru că ce a fost drăguț, apropo de mintea de copil, când eram însărcinată, a fost o perioadă tare faină. Perioada de sarcină a fost minunată. Mi s-a părut așa o magie ce am trăit atunci. Și în timpul sarcinii vedeam că se făceau cursuri la mazi, cursuri de... uite, acum am un lapsus, cum se numesc, cursurile în care înveți cum să te porți cu bebelușul în primele, de puericultură. Așa? Și mă gândeam, ei, ce trebuie să fie atât de complicat? Dacă plânge, e foame, e sete, îl schimb și cam aia e. Ce poate să fie atât de complicat? Trebuie să te prinzi. Bunica mea, mai ales că eu ca structură, eram într-un fel când eram mică. Bunica mea zicea, a, păi eu mi te imaginez pe tine, tu când o să ai copii, o să-i aliniezi așa pe toți ca la armată și o să stea drept. Și când l-am născut, nu se pupa aia cu plânge și găsești tu ce să-i faci. Nu. Și tot așa cercetând și căutând și am înțeles că atunci când copilul plânge, și mama nu este echilibrată, el nu face decât să descarce ceea ce e în interiorul mamei. Și uite, fug de la una la alta ca să se înțeleagă și cu un exemplu foarte clar ce vreau să spun. David a avut otite de-a lungul timpului, multe. Și nu înțelegeam ce și cum și evident că am mers și am investigat și așa mai departe. La vremea aia aflasem deja Investigativ, da? fizic, da, pentru că vreau să văd ce se întâmplă. Și deja mă frământam mult prea tare, că dura de câțiva ani. Avea otite recurente. La vremea respectivă, auzisem deja de dicționarul bolilor al lui Jacques Martel. Care îl Și, recomandăm cu drag. o, da, cu mare drag, așa ca o Biblie, nu e de citit capul, adu-ți acolo la capul patului și când ai nevoie,
Și asta e o altă călătorie, că am început să investighez și ce e în spatele dicționarului, că nu mi era suficient mură în gură. Poate abordăm la un moment dat. Și deși era recurentă, mama avea cartea și îmi citea periodic ce scrie acolo, care este ideea cu otitele la copii. Și nu. Deci nu se lega. Până la un moment dat, când s-a umplut paharul, după ce făcusem toate investigațiile și mi se spunea că nu are nimic și că ar putea fi o tulburare a copilăriei emoțională și să merg spre psiholog, și am zis nu, psiholog și psihiatru, și am zis stop până aici, că nu simt că este asta, că puteam să merg, dar mi se părea că mutam din nou problema în curtea copilului și Dumnezeu a fost drăguț cu mine, ca de obicei. Și într-un moment în care mi-a zis, iar mă dor urechile, prima mea reacție era deja să răbufnesc, deci mi se ridica furia. Asta, apropo, furia asta poate fi un alt semnal că ești acolo în poziția de copil. Și furia aia a venit din neputință. Și furia aia mi se ridica așa și de data asta, în loc să explodez, mi-am luat frumos, m-am dus în dormitor, am deschis cartea și am mai citit o dată. A nu știu câta oară. Ăla a fost primul moment în care eu am citit o frază care îmi fusese citită de nenumărate ori de pe care eu nu am auzit-o, scrie așa. Atunci când copilul face otite, e un semn că mama nu se aude pe sine. Da. Și ăla a fost momentul, din momentul acela, David n-a mai făcut otite. Pentru că mesajul a ajuns înăuntru. Și cumva aici ajungem, da. Și cumva acum ajungem și la cum privesc eu partea asta holistică, cum abordez relația asta cu copiii și dezvoltarea copiilor și așa mai departe, eu îi văd pe ei ca pe un senzor care îți arată în ce direcție să te uiți când nu știi unde, în ce direcție să o iei. Apropo de cursul de dezvoltare personală, știi, poți să te duci la un curs de dezvoltare personală și începi de la A la Z. E, când ai copil, nu începi de la A la Z. Începi de acolo de unde arde, unde pune degetul copilul și de acolo începi și ți se deschide cumva calea. Că mulți zic, știi, vreau să mă cunosc, dar de unde nu știu de unde să încep. De acolo, că ai maestru în casă. Efectiv, copiii sunt maestrii noștri. Și da, nu știu de unde am pornit, dar am ajuns aici. Asta că e bine că, uite, vezi, apropo de, și mie asta îmi place foarte mult că, și mă bucur că ai adus tu în prim plan, pentru că noi am povestit așa în fundal, dar ai povestit și ai împărtășit inclusiv din experiența ta și inclusiv din experiențele pe care tu le ai și la cabinet în lucru cu copiii, cu adolescenții, da, din perspectiva asta. Și că ai făcut trimitere inclusiv și la partea asta de cursuri și la procesare interioară și la Jacques Martel și la multe. Deci ai deschis multe și am revenit din această perspectivă. Ok, bun. Deci s-au deschis multe, multe căi, multe, multe aspecte în viața ta care te-au făcut să fii cea care ești astăzi până la urmă și să ajungi să lucrezi inclusiv cu copiii, cu adolescenții și îmi spuneai tu, nu mai știu când ne-am auzit noi, inclusiv cu adolescenți în perioada asta care sunt de vârsta băiatului tău. Da? Și faptul că tu lucrezi cu tine și faptul că tu lucrezi cu tine, automat îți vin și copii care să îți mai pună acolo niște paie pe foc să mai aprindă acea Întotdeauna. mâncare. Sau să mai scoată din vulcan și să-ți aducă ție multitudinea aia de direcții și de informații, să le aducă la suprafață și să cauți și să cerceteze mai mult și mai mult, dacă e să vorbim din perspectivă numerologică, da? Bun. Și atunci, cum faci tu? Cum procedezi în cabinet? Îți vin sau Mai ajung la până mine. să ajungă? Până Ok. până să ajungă procesul interior, ca să zic așa, al copiilor, al mămicelor care vin către tine, al părinților până la urmă. Așa e, că pornește de la părinți. Cum se întâmplă e că de obicei ceva doare acolo, în familie, legat de copil, evident. Și părintele este cel care mă apelează și iau așa două, trei informații, dar apoi am o întâlnire inițială de am o oră și jumătate cu părinții în care îmi iau informații legate de acel ceva care se întâmplă, dar mă interesează, mă duc în trecut și la
cum s-au născut, ce note au avut la naștere, au fost alăptați, n-au fost alăptați, adică cumva mi-au informații despre procesul lor de creștere până în momentul în care eu îi cunosc. Anamneza, da, cum se zice. Anamneza, da. Mă interesează foarte mult cam ce își doresc părinții pentru copiii lor, de ce au ajuns aici. Ajung să mă interesez foarte mult și de atât cât îmi permit, asta e foarte important să spun, atât cât îmi permite părintele, atât cât îmi permite copilul, nu intru niciodată mai mult. E o ușă pe care ei hotărăsc cât de largă să o deschidă sau nu. Și mă interesează inclusiv când ceea ce ei îmi povestesc despre copil mi se pare mult prea greu sau mult prea ieșit din tipare, să spun așa, deși și cu tiparele astea e discutabil, dar cumva pare că ceva acolo e mai mult decât adolescența care își spune cuvântul sau așa mai departe. Acolo întreb un pic și despre istoria familială. Apoi, ce o să mă întorc, apoi le spun și părinților că eu îmi culeg aceste informații, dar ce e important e să mă cunosc cu copilul, să existe chimie între noi doi și apoi decidem împreună și în ce direcție o luăm. De ce? Pentru că de foarte multe ori obiectivele părinților și obiectivele copilului nu sunt pe aceeași linie. Nu se Și cumva, cuprinde. Dar da. cum este vorbit. Ba mai mult decât atât, după ce vorbesc și cu părinții și cu copiii, de multe ori, de foarte multe ori, ajungem în zona de autocunoaștere. Acolo ajung copiii și de descoperire a lumii înconjurătoare într-un fel în care poate nu s-au gândit până atunci, nu doar cea vizibilă, și aici mă duc atât cât permite copilul. Și dacă simt în urma, fie sunt copii care vin pe Feuerstein, pe antrenare mentală și dezvoltarea gândirii, pe lucru, pe emoții, fiecare pe nevoie, și se întâmplă destul de des ca, pe măsură ce lucrez, să constat că ce se manifestă acolo nu e al copilului. Exact din perspectiva de care am povestit mai devreme, că copilul este un senzor sau o oglindă, cum se mai spune, sau un purtător al iubirii necondiționate, așa, în care el arată ceva, o disfuncție, că este în interiorul părintelui, că este în prezent, că este ceva din trecut, din arborele genealogic, el acolo punctează ceva. Și cum îmi dau seama că e ceva ce nu ține doar de el? Atunci când repetă un comportament care pare absolut stupid și oricum ai încerca și orice metodă ai aplica, te lovești de un zid. Zidul ăla, la mine se traduce, nu e despre mine. Este despre mami, este despre tati, este despre bunicul, străbunicul și este inconștient ce face. Dar are așa o îndârjire că nu poți să-l muți de acolo. Chiar am avut un caz în cabinet cu un comportament de genul ăsta, unde nici eu nu reușeam să-mi dau seama de ce, pentru că cu mine în cabinet copilul era într-un fel și totuși manifesta un comportament de dependență în afară. Nu se ducea în zona de dependență, că culmea asta era. Era pur și simplu tentat de țigări. Și la un moment dat l-am întrebat, pe o scară de la 1 la 10, cât de tare te doare pe tine să-ți superi părinții? Și mi-a zis 12. Ok, deci ai ieșit în afara scalei, ceea ce înseamnă că altceva mai puternic decât durerea lui de a-și răni părinții îl ducea în direcția aia. Și într-adevăr, după ce am discutat, era legat de mamă, că cumva intenția mea e să ajung în principal la mame, asta nu înseamnă că resping tații, adică dacă acolo este de la tați și sunt deschiși, putem să abortăm. În cazul ăsta a fost mama și într-adevăr era o poveste de neam. Era acolo, erau niște strămoși uitați care semnalau: "Hello, mai suntem și noi aici, vrem doar să vă amintiți de noi." Și ce este foarte interesant, că atunci când povestea duce către părinți, în momentul în care părintele are aha-ul, copilul decide să întrerupă sau pur și simplu se încheie procesul. Și poate să dureze un an, poate să dureze 2 ani, am și un caz de 3, sau poate să dureze, nu știu, 10 întâlniri. Dar aici depinde foarte mult de flexibilitatea părintelui, asta în cazul în care ține de ceva din spate. Și iarăși nu știu cum am ajuns aici. A, gata, mi-am adus aminte de data asta, cum se întâmplă cu copilul. Așa, și pe urmă am întâlnirea cu copilul, când întâlnirea inițială, dacă nu există chimie, nu putem merge mai departe și sunt foarte onestă cu ei. Le spun ce putem face, ce fac eu de obicei și întreb unde pot să-i ajut, dacă ei cred că pot să-i ajut.
Cu amendamentul din nou, că eu nu pot să fac nici în locul lor, nu le știu pe toate, că discutăm împreună și căutăm soluții împreună și că nu o să pot să intru decât dacă îi deschid ușa. Și nu prea am copii care să vină să spună că nu vor. Am avut un singur caz care îl am acolo așa ca icoană, știi? Și m-am bucurat. Era vorba de o adolescentă de 14 ani, era atunci cu admiterea, cu clasa 8-a, și ea a decis să nu, și mi se pare că mi-a transmis prin părinți, dar în cazul ăla m-am bucurat foarte tare, pentru că era un copil care nu spunea nu și care nu era auzit. Și mi se pare că pur și simplu, o singură dată ne-am întâlnit, pur și simplu s-a creat contextul, am fost și eu un instrument acolo, în care, cu ajutorul căruia, copilul a putut să spună nu și eu am fost foarte fericită pentru asta. Și cam așa decurg lucrurile. Și nu știu întotdeauna unde o să ajungem sau ce o să ne arate călătoria asta. Și din punctul ăsta de vedere, cumva, poate fi dificil și pentru părinți să se angajeze într-un proces care nu știu unde duc. Ce știu să spun de la bun început este că îmi doresc foarte tare ca acel copil să ajungă să se cunoască, să-și cunoască aturile, să știe cine este și să fie bucuros cu asta și să manifeste asta în lume. Și de acolo o grămadă de drumuri se deschid și vedem pe unde putem. Îmi aduc aminte că și noi când ne-am auzit la ședința de numerologie a fost faptul că și punctam acest lucru apropo de faptul că lucrez cu copilași, cu adolescenții, indirect și cu părinții, da? Și le aduce asta în prim plan, efectiv, ca ei să înțeleagă anumite lucruri până la un punct, după care nici să-i faci dependenți de tine, pe de-o parte. Pe de altă parte, să-i susții și să-i ghidezi exact până acolo unde e nevoie. Da? Și din perspectiva asta, a fugit ideea, stai așa. Din perspectiva asta, tu ca și terapeut până la urmă, da? Tu, terapeut holistic care abordezi în relația cu copiii, din mai multe perspective, vezi anumite lucruri, da? Și, așa, e un proces, mi-am adus aminte, și vorbeam noi că e un proces pe care tu îl faci și poate ca și cum plantezi semințe, doar că s-ar putea ca acele semințe să nu încolțească mâine, poimine sau la ședința a doua, a treia, a patra. Ci sunt semințe pe care tu le plantezi și poate să încolțească, nu știu, cum ai zis tu, că sunt mulți bodat ce trebuie să mă duc în terapie atâta timp. Și da și nu, depinde ce e acolo. Eu vin și zic, depinde ce e și în matricea ta, da? Din care se vede, din matricea ta numerologică, prin data ta de naștere. Depinde ce e acolo. Uneori poate da, să ai nevoie de cineva care să te ghideze prin anumite contexte, în anumite situații, prin anumite lucruri. Însă uneori ai plantat sămânța exact cum ai dat exemplu mai devreme, ai plantat sămânța și încolțit. A spus nu din start și efectiv ăla a fost cireașa de pe tort, ca să zic așa. Ai pus-o, cireașa a și crescut instant, da? Ei, și atunci eu vreau să trag un picuț un semnal de alarmă. Apropo de și numele meu clopoțel care mai clopoțește uneori, să tragem un semnal de alarmă împreună cu tine și să înțeleagă părinții că este un proces care durează mai mult sau mai puțin. Asta depinde de fiecare în parte. Depinde de copil, depinde de părinți, depinde de fiecare ce are de învățat, de conștientizat, depinde și de tine, de interacțiunea dintre tine și copil sau copii, da? Depinde dintre tine și interacțiunea cu părinții, depinde interacțiunea dintre părinți și copii până la urmă. Sunt foarte mulți factori implicați din această perspectivă. Da? Și atunci simt așa să punctez acest lucru. Da, e foarte important. Ne aducem prin plan acest aspect. Faptul că tu îi susții și ghidezi atât cât ei au nevoie. Da, și cât permit. Pentru că uneori poți să aibă o nevoie mai mult. Și apropo de asta,
Eu lucrez constant cu mine să văd până unde mă duc, cât mai mult, cât împing sau cât timp trebuie să am răbdare. Și am avut și situații în care, și e important să spun asta, eu nu pot să le fac pe toate și nu mă pricep la toate. Și rămân acolo în pătrățica mea, însă cunosc foarte mulți specialiști sau foarte multe direcții. Și atunci pot să ghidez părintele. Uite, văd asta. Uite, spre exemplu, dacă văd o chestie grea în arborele genealogic, eu nu am să fac o constelație, că nu e treaba mea. Dar am să pot să ghidez mai departe. Sau, dacă este o persoană mai mentală, îl direcționez să-și ia informația. Apropo de asta, e un alt aspect pe care îmi doresc foarte tare să-l deschid către părinți. Cum spuneai tu, sunt oameni care au nevoie de însoțire și sunt oameni care pot să facă parte singuri. Și încurajez în primă fază pe părinți să facă singuri procese, pentru că acum există enorm de multe instrumente. Și mai ales că trăim în lumea asta foarte mentală, instrumentul cu care eu rezonez foarte tare de autocunoaștere, cum mă pot cunoaște singur, pentru mine este cheile genelor și îl folosesc și să cunosc copiii și părinții. Nu intru foarte adânc, ci folosesc intuiția și ce știu eu din ele, astfel încât să fie un instrument să ne mai dea ceva de care ne putem lega să mergem mai departe. Și atunci îi încurajez pe părinți, încep și citește singur. Asta pentru că și eu am făcut așa, că pe urmă m-am dus și în susținere și a afla mai mult, sigur că da. Dar la început putem și singuri, cu pași mici. Și îmi doresc foarte tare ca părinții să ajungă acolo, în cuvântul ăsta, în conceptul ăsta care se tot folosește, împuternicire. Știu că pe unii zgârie pe ureche, zic, oh, dar ce, nu sunteți suficient de puternic? Ok, împuternicire poate din împuternicirea copilului aceluia despre care povesteam când devii mamă, din neputința aia să începi să crești și să-ți aduci resurse și nu neapărat să le aduci de undeva din exterior, că nu-i despre asta. Ce e în exterior este instrumentul, dar să aduci dinăuntrul tău, cum spui tu, să aduci din subconștient pe conștient. Ele sunt acolo. Instrumentele mă ajută doar să scot la suprafață. Și apropo de instrumente, tu știi foarte bine că acum în zona asta de dezvoltare personală, spiritualitate și așa mai departe, sunt foarte împărțite opiniile legate de instrumentul X e bun, terapeutul Y e bun, ălălaltul nu e. Cum privesc eu lumea în care noi trăim, legat de asta, este că în momentul ăsta mi se pare că Dumnezeu este atât de generos cu noi, încât ne-a dat așa o imensitate de instrumente, astfel încât noi să putem să alegem ăla care ne este potrivit. Da, eu pot să vin să spun, uite, eu rezonez cu asta și deja e o deschidere, dar tu, luând contact cu instrumentul ăsta și cu oamenii ăștia, poate deschizi o altă cale sau o alta. Cum am eu, am câteva cu care rezonez mai tare, că funcționează pentru mine, dar nu înseamnă că sunt mai bune decât altele. Asta este un alt lucru pe care îmi doresc să-l plantez și în copii și în părinți, dacă se poate. Că noi spunem verbal că suntem unici și ok să fim cum suntem. Da, verbal. Dar în interior, fără să vrem, ne comparăm. Continuu. Ăla face așa. Eu am făcut asta foarte mulți ani și evident că încă mai fac câteodată și așa, că e în firea noastră. Însă e de ales dacă rămân în autojudecată și comparare sau spun ok, X face, poate. Hai să văd ce pot eu, cu ce am eu, cu ce am înăuntru. Și încă descoper și descoper niște zone la care nu m-aș fi gândit, deși sufletul, că asta e o chestie iarăși drăguță, sufletul îți trimite semnale. E ceva acolo care te atrage, dar mintea zice, ce să cauți tu acolo? Dar n-ai nicio treabă. Cum este acum, spre exemplu, la mine este în descoperire un dar legat de voce, să aduc vindecare prin voce. Păi ce luniță, știi tu să cânti? Care-i treaba? Și încă n-am descoperit până la capăt. Văd cum funcționează pe mine. Păi da, Pe uite, urmă. poate să fie poate vocea în felul ăsta. Poate nu neapărat de cântat. Nu te Da, într-adevăr, aici țin că am de adus prin vocea asta. La ce mă refer este că, într-adevăr, am exersat cântatul după ce mi-am făcut o tobă șamanică, care m-a chemat, tot așa, nici nu îndrăzneam să pun mâna, mi se părea atât de sacru. Și am zis, nu, e too much, eu nu. Apropo, eu nu merit sau nu pot, nu am cum. E, ceva ăla dinăuntru spune, hello, sunt aici, wake up, și îți trimite oameni care ți arată. Și da, pășești foarte timid la început și cu temere, să nu greșești, să nu te trufești.
Asta era păcatul de care mi-era mie cel mai tare când eram în dogmă. Dar asta e o altă poveste. Da, și da, asta îmi doresc, ca fiecare să ajungă acolo unde este locul lui, că fiecare este un dar pentru lumea asta. Fiecare să ajungă acolo unde este locul lui. Da. Foarte fain, uite, ai punctat acest lucru. Și îmi vine foarte viu, așa, pe intuiție, ceea ce noi tot am vorbit și ceea ce tot am zis că aducem în prim plan și uite, simt acum să aduc din această perspectivă și știu că tu mi-ai explicat și ai spus foarte fain și hai să aducem asta și în podcast. Pentru că am deschis așa mai multe paranteze, să zic așa, însă are legătură atât cu partea de ceea ce am vorbit, da? Procese interioare, atât la copii cât și la părinți, cât și dintre relația dintre părinți și copii până la urmă, da? Aici ne este tema principală, ca să zic așa, a întâlnirilor noastre, a podcastului pe care o să le facem împreună. Ce ai adus tu în prim plan, un subiect, o temă despre vizibil și invizibil. Nu, non-vizibil, uite, vezi? Și aș vrea să subliniez și să punctez, pentru că spuseseram eu, pentru mine cuvântul non-vizibil sună într-un fel. Tu ai spus că ai căutat în dicționar și ai zis că nici nu ai Păi, găsit acest cuvânt. Însă eu ți-am spus pe de altă parte, păi poate nici o să-l solventăm și anumite cuvinte. Și am zis, hai mai degrabă să vii să ne traduci tu, din perspectiva ta, ceea ce a ajuns la tine, cum simți tu aceste cuvinte, că oamenii să înțeleagă mai în profunzime sau să-și ia până la urmă alte perspective legate de aceste cuvinte, vizibil, invizibil și non-vizibil. da, am să fac asta și îți mulțumesc tare mult că ai ridicat tu asta la fileu, pentru că eu nici nu m-am gândit că non-vizibil nu există, pentru că pe frecvență era foarte în mine. Și când tu ai spus, eu simt mai degrabă invizibil, zic, ok, dar asta n-are legătură cu ce simt eu înăuntru și cu mintea mea care vrea să înțeleagă. Am zis, ok, hai să căutăm în dex, să vedem, să studiem. Și cu copiii fac același lucru, inclusiv când avem dezbatere asupra unui concept. Spune el, spun eu și zic, ok, hai să descoperim împreună și câteodată și eu greșesc. Doar că eu am într-adevăr față de cuvinte și față de limba română, nu știu cum să o numesc, că nu e doar o pasiune. E ca și când cuvintele vorbesc ceva dincolo de ele, apropo de non-vizibil. Și atunci, cum văd eu vizibilul? Vizibilul e ce se vede cu Iartă-mă numai puțin, țineți un pic ideea. Simt să punctez aici apropo de, pentru că te-am auzit de mai multe ori. Hai să mă duc să văd ce scrie în Dex. Da, apropo de dicționar explicativ al limbii române și punctez acest lucru apropo de ceea ce înseamnă efectiv cuvântul în sine, însă ceea ce stă în spate din perspectiva ta asupra acestor concepte. Da? Și aici te las pe tine să continui, te rog. da. Ei, la mine, energetic, cum se întâmplă vizibil, invizibil și non-vizibil, e în felul următor. Vizibil este ceea ce se vede și se vede cu ochiul liber, da? Și că tot vorbim de copii, vreau să fac și o paralelă ca să... Vizibil este ce? Comportamentul, cuvântul, limbajul, cum mă manifest și vede toată lumea. Ăsta e vizibilul, da? Invizibilul este ceea ce nu se vede, iar nuanța pe care am percepută după ce tu m-ai provocat, este că este invizibil, dar lumea este de acord că există. Cum este, nu știu, cum sunt emoțiile, toată lumea știe că există emoții. Cum sunt gândurile, toată lumea e de acord. Nu se văd cu ochiul liber, dar toată lumea e de acord. Cum este aerul și așa mai departe. E, non-vizibilul, aici m-am dus din nou în Dex ca să văd ce e cu nonul ăsta. Nonul ăsta este un element care duce la compunere de cuvinte, dar care înseamnă nu, că nu există. Și am zis, ok, dacă este non-vizibil, înseamnă că este ceva ce posibil există, dar eu neg că există. Cumva ăsta e non-vizibilul la mine. Și întorcându-ne la copii și la relația asta
copil-părinte, pentru mine, non-vizibilul este ceea ce eu am etichetat acele lucruri pe care părinții refuză să creadă că există sau care le este greu să admită că există și punctual, ca să dau și aici exemplu, este vorba de energie sau de vibrație. Și mai exact, poate, uite, pe comunicare, vibrația cu care eu transmit. Ok, am cuvântul. Îl formulez, dar care e emoția pe care eu o am în spate? Și ce transmit eu, și o să dau iarăși aici un exemplu, foarte multe mămici se vaită de chestia asta că nu își pot păstra cumpătul și că ajung să țipe. Și până ajung să țipe, explică. Mă enervează când face lucrul respectiv sau când spune și îmi păstrez calmul și îi vorbesc frumos. Și întreb, ok, și în momentul în care tu vorbești frumos, vizibilul, în interiorul tău ce este? Păi îmi vine să-i crăp capul, că ăla este non-vizibilul. Nu știu dacă este neapărat invizibilul, că invizibilul ar fi emoția care e furia, da? Dar non-vizibilul este ce e acolo ca esență și eu nu văd și nici nu pot să etichetez, care provoacă valuri în exterior sau propagă, cam așa. Nici nu recunosc. Cu siguranță pot să fie și lucruri pe care nu recunosc. Odată pentru că poate nici măcar nu le am pe harta mentală deloc, nici n-am auzit de ele. Dacă am auzit, am auzit așa vag și nu știu ce să fac cu ele. Poate că am auzit la un moment dat, accept, dar aș vrea mai degrabă să fug. Am avut exprimarea asta de curând, o mămică mi-a spus exact așa. Prefer să cred că nu există, mi-e bine așa cum sunt, pentru că de fapt mi este foarte frică. Și ce faci în situații de astea? Onorezi. Ok, aia e limita atunci. Ok, mi-e frică acum. Nu de unde să știi ce e mai încolo. Și da, cumva la mine, după discuția cu tine, s-au sedimentat aceste vizibil, invizibil și non-vizibil. Mi-ar plăcea să aducă valoare și cumva sens și pentru cei care ne ascultă. Și cu multe cuvinte am ajuns la nuanțele astea și am ajuns la ele prin a le decodifica pentru mine și a le simți energia din spate. Și bineînțeles că vine întrebarea cum faci asta? Nu știu, o fi un dar de la Dumnezeu. Și tu știi că am povestit despre ce înseamnă Este acceptare. matricea ta, numera, nu? Zic că iar îl și punctez. Dar Ok. fiecare avem darurile noastre până la urmă. Da? Și tu le ai pe astea în care, că nici eu nu știu să le fac în felul ăsta și în modul ăsta și eu sunt surprinsă de fiecare dată când eu ți le punctez și tu vii și le traduci. Le traduci din română în română, ca să zic eu. Da, și sunt tare recunoscătoare că, uite, creez contextul ăsta și că mi le ridici la fileu, că darurile astea, dacă nu le aducem în contact cu ceilalți și ceilalți nu le pun în lumină, rămânem cu ele doar pentru noi și nu știu cât mai suntem darul ăla pentru lume. Da, corect. Așa că îți mulțumesc. Cu drag. Și eu îți mulțumesc, uite, pentru că a trecut aproape o oră. Da. Nu știu dacă tu ești conștientă de acest lucru, că am văzut că atunci când te-ai apucat de vorbit și știi că spuneam acest lucru, și aș vrea, uite, să aducem așa, înainte de a încheia, dacă simți și tu și crezi că e ok și pentru tine, spuseseram un pic mai devreme, de fapt, cred că înainte de a intra în podcast, că inclusiv, cumva, vin așa ca să închid bucla legat de procese, ceea ce am început la primele minute ale acestui podcast. Procesul tău de a ajunge până la urmă, uite, să fii acum în fața oamenilor, să vorbești și să punctezi. Bine, suntem noi două acum, înregistrăm, da? Dar procesul, știind tu în fundal, pentru că tu, apropo de vizibil, non-vizibil, invizibil, știind că vei apărea, vei fi vizibilă și că e necesar să accesezi acel invizibil și acel non-vizibil, vei apărea în fața oamenilor să te vadă, să te audă, să te ascultă și ceea ce le face click, poate chiar să vină către tine, poate anumiți copii sau anumiți părinți care vor să interacționeze cu tine, vor să vină poate către tine la terapie, o să mi-o spui și asta mai, un pic mai târziu, da?
Dacă vrei așa să ne dai două vorbe de procesul în sine, al tău, până la urmă, de a veni aici. De când ți-am făcut eu invitația, sau poate chiar mai din spate, înainte de a veni tu către mine, de unde simți tu? Nu pun presiune pe tine, de unde simți Ok, mulțumesc pentru asta și mă tu? bucur că pui întrebarea asta, noi am vorbit despre asta. E important pentru mine să vorbesc despre procesul ăsta pentru că îmi doresc să se vadă și ce nu se vede. Că eu poate par stăpână pe mine în momentul ăsta, dar ca să ajungi aici, am trecut și cumva cu toții trecem prin niște procese. Și procesul meu cum a fost? Păi procesul meu a început în momentul în care ai pus tu la un moment dat, acum multă vreme, pe un grup, o invitație către cele care și-ar dori să participe. Și mintea La mea, podcast, da? Să da, la participe la podcast, podcast. da, pe un grup de femei, unde sunt multe terapeute și multe femei care fac lucruri faine și am zis, mi-ar plăcea, dar sunt eu ce să spun eu, ce să... Și am stat atunci cu mine, n-am îndrăznit să-ți scriu atunci, ci la o ulterioară întâlnire, o consultație pe numerologie, ți-am zis, știi, la un moment dat, dacă se leagă, știi, cu jumătate de gură, așa, și am lăsat-o așa în aer, tu ai zis, ok, rețin asta, și la un moment dat ai venit tu către mine. Știi cum am simțit că nu este important să mă atașez, apropo de energie și non-vizibil, să mă atașez de dorința asta. Odată pentru că erau îndoielile mele vis-a-vis de ce am eu de adus în lume și da de ce, da cum, da frământările pe care le are Cine fiecare. sunt eu să fac asta sau să zic asta sau să... Exact. Și am zis, dacă Dumnezeu o să vrea și consideră că este ceva ce e important să se întâmple, se va întâmpla. Și ai venit tu cu propunerea. Și apoi a mai trecut ceva vreme. Tot Dumnezeu a aranjat să ne vedem fizic. Și tu știi foarte bine că nici tu și nici eu nu am planificat și s-au așezat lucrurile fix 40 de minute cât aveai tu pauză în program când ai fost aici în București și am zis, wow, inclusiv atunci, tu știi foarte bine că am avut reținere în a-ți scrie să ne vedem pentru că aveai programul foarte plin. Unde să mă mai strecor și pe mine? Și am zis, Doamne, dacă tu zici, facă-se voia ta. Și s-a făcut. Și apoi, din momentul în care ne-am și conectat și am început să vorbim despre ce am putea aborda și așa mai departe, Doamne, deci mintea mea a început să încarce, să descarce, să vină, să inclusiv ce mi s-a întâmplat în jur, în momentul în care apare o intenție pentru mine, viața după aia vine și mă provoacă pe multe dimensiuni, pe multe și câteodată parcă și ia să vedem, ori ești pregătită sau chiar ai ceva de spus sau mai o parte din mine care spune, ok, dar tu ești în plin proces de a ți le rezolva pe ale tale, ce ai tu de comunicat lumii. Dar am zis așa, ok, sunt prea multe sincronicități, înseamnă că cineva acolo sus vrea. Și am intrat astăzi în întâlnirea cu tine cu emoții imense, cu 100 de gânduri, în ce direcție o să o luăm, da, să vorbim despre aia, da, să vorbim despre aia, da, despre aia, și știi foarte bine că ți-am trimis și vocale cu idei și simțeam că nu se mai opresc. Și a fost cumva copleșitor. Pentru că este și ideea asta, ok, acum o să te vadă lumea. Una este când sunt la mine în cabinet, cu familia respectivă, cu părinții respectivi, cu copilul, sunt acolo, în căsuța mea, Mediul tău de siguranță. în spațiu în care eu mă simt în siguranță și pot să cadrez spațiu așa, astfel încât să-mi țin siguranța. E, acum a trebuit să mai dau jos o barieră și nu este ușor. Apropo de non-vizibil, m-am întrebat, păi, dar ce vrei tu să aduci aici, de fapt? Și am zis, eu nu pot să vin cu ăsta doar, nu pot să vin cu dorințele sau cu proiecțiile, eu ce am nevoie foarte tare este să mă aliniez cine sunt eu și cu energia mea. Pentru că știu că atunci când mă duc aici, încep să vorbesc repede, precipitat, sar de la o idee la alta, adică îmi cunosc și minusurile foarte bine și alea sunt cele care de obicei îmi pun frână. Nu e în regulă, o să te faci de râs. Și atunci am zis, Doamne, ajută-mă să fiu aliniată cu tine și cu cine sunt atât cât pot, că nici nu pot să pun o presiune să o transform în, să cad în barca cealaltă,
nici în indiferență, dar nici în presiune excesivă. Și cumva să mă aduc acolo la mijloc și am zis, bine, hai, o facem și pe aceasta. Dar e important să știe toată lumea că nu este cu ușurință, nu e confortabil. Însă odată ce am decis și am zis, gata, putem, ok, am decis asta, ce se întâmplă, se întâmplă, să curgă așa cum avem cu toții nevoie și ce este important să fie adus, să fie adus. Și ți-e mulțumesc că creezi spațiul ăsta în care, nu știu cum se simt ceilalți invitați, dar eu m-am simțit în siguranță, chiar dacă n-am fost în bucățica mea doar și doar cu o familie, ci cu cine știe câți ochi se vor uita. Și îți mulțumesc încă o dată mult pentru oportunitatea asta. Să știi că același sentiment și același lucru povesteam noi înainte de podcast, același lucru și același proces interior îl au majoritatea dintre cei care sunt mai noi, ca să zic așa, în partea asta de a fi vizibil, da? Că sunt persoane care sunt ok, care au mai fost pe la televiziuni, pe la podcasturi, pe la diferite întâlniri. Deși de fiecare dată există acolo, e acel trac sau poate e acele stări emoționale, acele chestii vizibile, non-vizibile, invizibile, care creează acest context. Însă, uite ce mult contează, apropo, exact cum ai spus tu, procesul ăsta de cunoaștere și acest mediu de siguranță, exact cum ai spus tu, pe care cumva prin mine se creează acest context, pentru că este în matricea mea, este în harta mea, este în ceea ce eu am de făcut. Și atunci, uite așa, creăm cadrul, contextul și cine se simte în siguranță ajunge și vorbește și împărtășește și oferă lumii, chiar dacă și el sau ea, în cazul tău, tu, treci prin procesul ăsta pe care, da, și e un proces de câteva luni de zile, că eu mi-aduc aminte că sunt câteva luni de zile, cel puțin de când ne-am auzit noi, de când mă urmărești tu mai intens, până ai ajuns să vorbim, să interacționăm, să ne auzim mai des, să putem să avem discuțiile astea, da, înainte de podcast. Și aici este un timp, un efort, o energie pe care amândouă am depus-o pentru a ajunge și a înregistra acest podcast în jur de o oră și a ne arăta lumii și a ne expune și cu procesele noastre și cu procesele în care putem să îi susținem și să-i ghidăm inclusiv pe ceilalți până la urmă. Da? Și eu îmi fac treaba și tu îți faci treaba și automat cei care ne urmăresc își fac și ei treaba pentru că și ei ne ascultă și pe această ocazie, pe această cale. Cu această ocazie îi invităm să dea și mai departe, să distribuie informația. Că cine știe, așa cum a ajuns acel podcast în care tu ai aflat de mine, la un moment dat, acum ceva mulți ani, da? S-ar putea să ajungă și acest podcast cu noi două la cineva care să-i facă un anumit click și prin noi să se manifeste anumite lucruri. Și e important, simt, să punctez acest lucru pentru că ce înseamnă a ne susține și a ne conține și a crea acest spațiu de siguranță, de a ne manifesta fiecare dintre noi până la urmă și de a lăsa să curgă ceea ce are fiecare de curs. Clar, în limitele pe care, na, și online unele creează până la urmă. Da? Luminița, dragă, îți mulțumesc tare, tare, tare mult pentru că ai venit. Și că ne-ai împărtășit și că ți-ai dat voie să fii vulnerabilă. Chiar ai fost foarte vulnerabilă în acest podcast și ne-ai împărtășit enorm de multe despre tine, despre procesele tale interioare și exterioare, despre ceea ce tu faci în lucru cu copiii, partea asta de terapie holistică. Și te invit, înainte de a încheia, să ne spui pentru cei care vor să vină către tine, unde te găsesc, cum pot să te găsească și ce, că ne-ai spus așa două vorbe, dar ce pot să facă în interacțiunea cu tine până la urmă, copii, părinți, pentru că știu că tu ai niște planuri așa, dacă vrei să le dai acum, să le spui așa mai mult, dacă nu, doar cât vrei sau ce vrei să spui. Nu dă mai mult din casă. Ok, mulțumesc mult, Eliza, încă o dată. Unde mă pot găsi? Păi pe Facebook.
Pe Luminița Vasilescu sau pe Luminița Vasilescu Mediator Feuerstein. Asta este prima formare cu care am pornit oficial, să spun așa. Și apropo de planuri, ce-mi doresc foarte mult este să ajung la mămici, în principal. Și din procesul ăsta pe care eu l-am parcurs, am gândit și niște mici instrumente pe care și eu le-am primit la rândul meu. Și îmi doresc ca mămicile să devină din ce în ce mai ele însele și din ce în ce mai împuternicite și încărcate cu cine sunt și cu energie, pentru că doar din prea plin poți să dai. Mie mi-a luat foarte mult timp să înțeleg asta. Cu copiii îmi doresc să, în momentul în care interacționez cu ei, asta ca să știe și ce tipuri de părinți pot să vină spre mine. Că eu nu pot să ajut pe oricine sau nu. E tipologia pe care eu am trăit-o și e zona care m-a atras pe mine. Dacă își doresc copii mai încrezători și niște copii care să se cunoască pe ei din ce în ce mai bine și să ajungă să-și urmeze zonele de pasiune, nu zonele indicate că acolo se fac bani, că acolo ai prestigiu, că acolo, nu știu, să vină de acolo dinăuntru și pentru mămici să știe că e important să fie curajoase și blânde la adresa lor. Cam astea sunt tipologiile de oameni cu care ajung să interacționez și dacă simt că ceva din ce eu am povestit trezește ceva în ele, putem să luăm contact, să explorăm împreună. Pentru că, așa cum ți-am spus, nu știu în ce direcție ajungem. Ce e important să știe că folosesc și instrumentele astea mentale, care sunt instrumente de lucru Feuerstein cu antrenarea gândirii. Este un alt aspect pe care la un moment dat îl putem lega de școală și ce nu se dă în școală copiilor și ce pot eu să dau în cabinet copiilor cu instrumentul ăsta. Pe pagina de Facebook este și numărul de telefon. O să fie în descrierea podcastului, o să găsiți unde puteți să. Așa? Și mi-ar plăcea și să las o idee sau Te rog, cu așa, care de să plan. plece cei care ascultă, că indiferent cât de mult ne-am dorit să facem pentru copiii noștri, ca să putem cu adevărat să facem pentru ei, este important să facem și pentru noi. Și din păcate, calea pe care ajungem să facem pentru noi este când copilul ajunge în durere. Că durerea lui ne doare mai tare decât durerea noastră, dar el nu face decât să ne indice pe a noastră. Și atunci, cu ideea asta, aș vrea să plece părinții, să știe că nu sunt singuri în procesul ăsta, că e un mare act de curaj să îmbrățișezi o cale de genul ăsta, dar că există foarte mulți oameni faini pe care și eu îi cunosc și către care se pot îndrepta și așa mai departe. Dar e important, dacă ne dorim copii fericiți și echilibrați, avem nevoie să fim noi fericiți și echilibrați. Și câteodată este despre în tandem. Copilul cu mine pe de-o parte și tu, părintele, cu terapeutul tău pe de cealaltă parte. Am inclusiv cazuri de genul ăsta în care fac schimb de experiență și îi direcționez, uite, ai nevoie să lucrezi asta. Așa că pentru părinți îmi doresc împuternicire pentru copii mai fericiți. Ce fain. Mulțumesc mult! Super, îți mulțumesc și eu pentru că ai venit, ne-ai împărtășit și vă mulțumesc și vouă, dragilor, pentru că ați fost și că ne-ați ascultat și că ați avut răbdare până la final. Și pentru cei care simțiți efectiv să ne scrieți ceva, puteți să ne scrieți la comentarii, fie din ceea ce v-am întrebat mai de-a lungul podcastului. Să știți că ne ajută și pe noi fiecare comentariu, fiecare mesaj, ca să continuăm și să mergem mai departe cu aceste podcasturi, cu aceste întâlniri. Și în acest scop vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți, pentru că dați mai departe și să ne revedem cu drag. Și cu bucurie și la o nouă întâlnire. Pa, pa!